Ne bucurăm să fim împreună cu dumneavoastră la închinare în această seară și zic ca Domnul să ne binecuvânteze pe toți deopotrivă. Amin. Amin. Am venit în această seară ca să lăudăm pe Dumnezeu și vrem să facem lucrul acesta împreună cu dumneavoastră. Vrem să facem cu toții lucrul acesta, de aceea cântările care le vom cânta sunt cântări cunoscute, cântări vechi și vă rugăm să cântați împreună cu noi. Așa când, dacă am fi afară, în stradă, să vedem așa un cor de voci care se ridică către cer. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Amin. Vrem să vă aducem și salutul nostru personal, care îl găsim în versetul 7 din Psalmul 28 și spune în felul următor. Domnul este tăria mea. Domnul este scutul meu. În El mi se încrede inima și sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima și laud prin cântările mele. Amin. Cercetez de aproape, Doamne, Tu mă ocrotești. De departe-mi pătruns gândul, căile-mi cunoști. Unde voi putea, o Doamne, să mă ascund de fața Ta? Căci viața e în mâna Ta. Eu Te laud, Doamne, ce sunt, pentru marea jertfă și iubirea Ta. Viața ce-am primit-o din mâna Ta, o închin ca laudă pentru slava Ta. Când cerei mă înconjoară și cu ură mă privesc, pune dragostea Ta-n mine ca să pot să îi iubesc. Eu nădăjduiesc în Tine și-n făgăduința Ta, căci viața e-n mâna Ta. Eu Te laud, Doamne, pentru ce sunt, pentru marea jertfă și iubirea Ta. Viața ce-am primit-o din mâna Ta, o închin ca laudă pentru slava Ta. Eu Te laud, Doamne. Eu Te laud, Doamne, pentru ce sunt, pentru marea jertfă și iubirea Ta. Viața ce-am primit-o din mâna Ta, o închin ca laudă pentru slava Ta. Eu Te laud, Doamne, pentru ce sunt, pentru marea jertfă și iubirea Ta. Viața ce-am primit-o din mâna Ta, o închin ca laudă pentru slava Ta. O închin ca laudă pentru slava Ta. O închin ca laudă pentru slava Ta.